Andrei Basarab. Hai cu mine să vedem. Foarte tare. Foarte mișto tot. E muzică bună. Cel mai tare bal de pe Tera. Nu există bal mai tare decât Basarab. Nu există. În ce clasă ești? A 11. Aici, Mărice. Te pregătești pentru bac ceva? Știi ce vrei să faci cu viața ta? Da. Sper. Nu știu. Habar n-am. Văd. Te-ai pupat până acum în curtea școlii? Da, normal. Te-au tras fetele de păr? Da. Da, tu pe ele? Normal. De ce e Matei Basarab cel mai tare în liceu? De ce mai tare? Pentru că așa ne-am născut. Elevii din acest liceu sunt foarte prietenoși și de treabă. Avem cele mai bune activități. Pentru că sunt cei mai tari elevi și cei mai tari profesori. Pentru că are cei mai tari profesori. It's all about you! Când o să fii mare? Profesoară. De? De limba română. Spune-mi cea mai întâlnită greșeală. Probabil vroiam în loc de voiam. Câți bani cheltuiți voi pe zi? 30 de lei. Pe ce? Mâncare, femei, în sex. Femei? Femei. Te scoateți la suc sau? Normal, la suc. Da. Voi știți ce e ăla sandwich de acasă? Aolo! Asta mama e, o? Tata e! Deci n-aveți, n-aveți sandwich-uri de acasă? N-avem, no. N-avem. Avem bani. I love you. I love you, I love you, uite-te acolo. I love you, I love you. It's all about you! Cum e petrecerea? Foarte tare! Veniți cu sandwich-uri de acasă? Nu! No. Am mâncat 7 șnițele înainte. Bani, veniți cu bani! 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 It's all about you! Cum e petrecerea? Super tare! Ce vreți să vă aducă moșul? Iubit! Iubitul pe care mi-l doresc deja! It's all about you! Beculețul roșu să vadă mama lângă cine stau. Hai să te pup, te rog. No. Câți ani ai tu? 16. 16 ani? Cât îmi dai? Nu știu, nu vreau să fiu nesfințit. Hai să 18. Wow, ești foarte drăguț. Fii cu sandwich-urile la casă? Put your hands together. It's all about you. Eu te știu pe tine. Da, păi cum să nu mă știți? Din Creangă, ce faci aici? Creangă. Păi am venit aici la prietenul meu, nu? La frățiuerul meu. Unde-ți fete mai frumoase? În Creangă sau Basarab? Basarab. Basarab. E o fată în Creangă, ea 12-a. Doamne, cum arată! Deci ăla care mă cucerește, îl pup. Ai o hartă cumva? Nu. Nu mă întreb de ce? De ce? Nu, de ce? Că m-am pierdut în ochii tăi. Poți mai mult de atât? Da. Mama ta a fost cumva hoață? Nu, de ce? Pentru că a luat stelele și le-a pus în ochii tăi. Tatăl tău a fost terorist? Nu. Pentru că ești bombă. Ești mai delicată ca o floare. Îmi pare rău, dar vreau să-l pup pe el. Da, astea făceam în clasa a patra. It's all about you. Urmăriți balul Matei Basarab pe UTV. Crezi că sunt tatuurile care ți-au adus titlul acesta de Mister Popularitate? Sincer, a trebuit să fiu foarte deschis cu publicul. Făceam semne către public și tot. Ce semne? Adică pupam publicul chestii. De unde ai învățat-o? Păi am văzut la mari cântăreți, marele vedete. De ce e ăsta cel mai tare liceu? Vă distrați toți, sunteți haos. Da, este un liceu foarte tare, avem profesori super de treabă, directorul este foarte de treabă. Tuturor celor care sunt a 8 acum le recomand Matei Basarab. Ce materie îți dă de cap ție la liceu? Matematica. Da, știu, te înțeleg. Dirigintele meu. De ce ai participat la concursul acesta? Pentru că e o oportunitate, o singură dată suntem bobă și putem să participăm. Că vii cu sandwich-uri de acasă. Uneori. Uneori. Da. Am zis, ți le face mama? Da. Câți bani chel? Hei, mama! Susținătorul suprem, nu? Da. Te-ai pupat până acum în curtea școlii? Nu. E deja, sunt destul de nouă și încă nu cunosc chiar pe toată lumea. Le-ai văzut băieți drăguți? Da, sunt băieți drăguți la noi în liceu. Stai! Stai okay. Un pic așa, te rog frumos!
da, să te vadă. Așa, te-ai epilat? Da. Te pensezi, omule? Da, mă pensez. Mai bine decât mie. Mulțumesc. Stai, ei s-au pupat în curtea școlii? Normal că da. S-au pupat, da? V-ați pupat, da? Da. Frumos, a meritat, e o amintire frumoasă, o fată frumoasă. Categoric. Nu mai urâte. Ce să vă, sunt și eu fericit acum. De ce crezi tu că ai câștigat, Mister? M-am străduit foarte mult să câștig măcar un loc. Nu, a fost o surpriză că am luat Mister. Ai multe admiratoare? Așa zice lumea. Te pensezi? Da. Da. Foarte bine, unde? E lângă mine un salon. Aha. Și e o colegă. E mătușa unei colege și mă duc acolo. Vii cu sandvișuri de acasă? Da, unul mai mare. Unul singur? Da. Cine ți-l faci? Mamaie. Mamaie? Da. Și cu ce face mamaie sandvișu? Pâine, cașcaval, parizer și șuncă. Urmăriți Valul Matei Basarab pe UTV. De ce ai plâns? Nu știu. Nu așteptam să câștige. Te așteptai să câștigi tu? Nu, dar a fost așa, dezamăgită. Zim de ce e Matei Basarab cel mai tare? El zice, iau ce fete frumoase are. Pentru că sunt cele frumoase băci și avem niște profesori superbi care ne învață ce e bine și ce e rău și ne îndrumă, ne fac un viitor mai bun. It's all about you! Cât ai în înălțime? 1,75. Eu am 1,62. Ce ai mâncat de te-ai fut așa mare? Nu știu, eu aș vrea să fiu mai mică. Vii cu sandvișuri de acasă? Da. Îți face sandvișurile? Eu. Tu? Măi, ce fată hanică. Și ce mai faci tu singură? Mă machiez. De ce ai participat la Miss? Am participat pentru că sunt genul de fată timidă și am vrut să ies din starea aia. Am vrut să încerc anumite chestii noi ca să... Hey, hai la ei, hai la ei! Cine sare Basarabul? Hey, hey! Cine sare Basarabul? Hey, hey! Miss! Ai ajuns? Ce faci? Foarte bine. Cum te simți? Foarte fericită. Da. Încântată. Te așteptai? Mademoiselle. Vă zic cel mai sincer, nu. Sunt băieți frumoși la voi în liceu? Da. Să vin și eu să dau o tură? Ați putea. Ați putea? Ai putea atunci. De ce crezi? Sunt mai în vârstă decât mine și sunt obișnuit. Nu cred, mamă. It's all about you. TV de la Matei Basarab. Liza vă salută și vă pupă și spune să rămâi pe UTV pentru că mâine venim la balul tău. Dau cu love!